Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Ultimate Team, tradiționalul pack opening de luni, doar că îl trag puțin diferit, și anume episodul. Intro îl trag duminică și asta pentru că vreau să-l fac neapărat pe Ndombele și să-l pun la treabă, iar pack opening-ul luni. De ce luni? Aștept premiile Squad Battles, de fapt luni despre asta e vorba, Marquee Matchups, Squad Battles și, mă rog, CSBC-uri ies pe weekend. Așa am procedat de la început și continui pe linia asta. Bine, eu am aici mai multe SBC-uri, avem și un Prime Icon upgrade, o să facem marți sau miercuri, o să facem live cu mai multe pack-uri de genul ăsta. Poate reușim să strângem undeva la 10, 12, 15, așa că vă aștept cel mai probabil miercuri pe live. În dobele, Jovic și Perisic. Perisic încă nu-l fac, mai e timp. Și asta pentru că joi o să iau premiile untradeable la Rivals și dacă prindem acolo ceva jucători, foarte avantajos și Perisic, o cerință de 85, ceva untradeable acolo, o să facem și SBC-ul ăsta. Jovic, puțin surprins, bine, nu are timp, deci nu o să mă bag în el, poate pe final de joc. Puțin surprins, sincer, mă așteptam să iasă Kent. Eu sunt fan Real Madrid și l-am votat pe Kent, ca să înțelegeți. Deci eu l-am votat pe Kent chiar dacă sunt fan Real Madrid. Da, puțin surprins, nu știu. Asta înseamnă două lucruri. Ori ne-au lucrat cei de la Electronic Arts, umblă cu ceară vopsită, ori comunitatea casual nu dă importanță. Adică nu urmărește neapărat în detaliu ce înseamnă jucători OP, ori una, ori alta. Una din două, ca să citesc un clasic în viață, dar mă rog, până la Jovic, până la Perisic, până la Prime Icon, hai să mergem să dăm în Ndombele. Două cerințe de 84, recomandarea mea să mergeți să faceți SBC-ul ăsta și chiar să... Oricum, review-urile sunt bune, dar să zicem că sunteți nemulțumiți de jucătorul ăsta. Nu e nicio problemă, ați folosit niște resurse într-adevăr de la club, două cerințe de 84 și puneți mâna și pe două pecuri, mă, de este ce-i drept, și rămâneți cu un jucător de 93 pe care, ziceți ce, îl puteți arunca într-un viitor SBC, SBC cu cerințe, evident, de jucători high-rated. Prima combinație 84-70 cu 70, aici duce puțin combinația mai sus, pentru că trebuie să te accesi pe diferite ligi. Și pentru că cer ei Spurs, un jucător de la Spurs, m-am dus eu pe Anglia, aproape all the way, și jucătorii sunt untradeable. E timpul să scăpăm și niște jucători de ăștia mai special, oricum ăla am pe Osimhen ăla de 88, ăla avem și pe Hernandez de nou untradeable. Despre asta e vorba, ce avem? Totuși cred, sunt sigur că am cumpărat un jucător pe Kepa, nu-l aveam, nu? 7000, am dat cam mult, dar aveam nevoie neapărat pentru chemistry, la limită oarecum. De-am sumit, de ce am ajuns Premier League pe varianta asta, Premier mixe pe PP, cât am acum? Am 11 pack-uri. 11, Marquee Matchups încă 5 și încă 3 la Squad Bets, deci o să facem undeva la 20 de pack-uri, e bine. Mergem la a doua combinație, încă o cerință de 84, din nou, din păcate, 70 la chemistry. E bine, aici am jucător din Franța și aveam, evident, untradeable, nu mai rău să mă repet, pe Matuidi, îl aruncăm în joc și dacă tot am aruncat un jucător din Italia, am mers pe Italia all the way. Și da, jucător care cam costă, spre exemplu, costă, dar e untradeable, ăsta e și motivul pentru care îl arunc în joc. Dacă îl prind dublul, ce fac? Îi dau discard, așa că mai degrabă îl folosesc la SBC. Aici chemistry chiar m-a dus destul de sus cu 85, da, frate, o dăm rapid sumit. Ok, Matuidi care era și în echipa Serie A, asta e, din păcate, ne luăm la vedere de la Matuidi. Da, și l-am deblocat pe Ndombele, frate, l-am deblocat pe Ndombele, recomandarea mea să mergeți să-l faceți. Dați un ochi la ce review-uri sunt pe YouTube, pentru că sunt review-uri foarte, foarte, foarte importante. O să ne uităm imediat și pe cum arată jucătorul. Aia zic, eu îi fac la echipă, probabil că îl scot din echipă doar dacă vine Sissoko. Aștept să vină Sissoko. Singura problemă pe care o văd, bine, ar fi două mici probleme, medium, dar cred eu cu stay back și cut pass like, e ce trebuie poziție de CDM și 3 stele la iFoot. Dacă avea 4 stele la iFoot era și mai bine. În rest arată absolut genial, eu recomand un Anchor ca să-i dai acolo boost maxim physical aggression. Aproape maxim, 99 stand cu slide, cred că 99 sau 96 intercepții. Nu se duce în 99 din păcate la defenders aware, se duce doar în 92. Foarte bine pe agility balance, foarte bine pe vision și pe pase. Bine și pe shot power cu long shot în cazul în care ajunge acolo și nu mai bine duce în accelerație 99 cu un boost pe sprint speed. Da, arată bine. Arată bine.
Îl trimit imediat la club și mergem la Pecul. Am aterizat și pe terenul Pecul într-un final. Bine, la o zi distanță de intro. Și apropo de intro, Dombele ăla chiar e ce trebuie din punctul meu de vedere. E adevărat că nu a jucat foarte multe meciuri, dar până acum plăcut surprins. 24 de pecuri la număr și intrăm direct în ele, fraților. Bine, avem și ceva pecuri mici, dar am zis să le păstrez pe toate. Pecurile astea mici de la obiective, cel mai probabil la untradeable, dar încă aștept jucătorul ăla, pentru că sunt care au prins jucători foarte, foarte importanți la pecuri de 5.000-7.500. Așa la 10.000-12.000 am mai văzut. Da, hai să dăm discard la astea, să vedem dacă reușim să salvăm ceva, dacă nu. Aie. Avem ceva și probabil cu 2 jucători, nu contează. Ok, Jumbo, Premium, Gold Pack. Ia să dăm noi în astea. Deci 24, nu știu undeva la 20, ok. Da, nu se știe de unde sare. O să dau skip la tot ce nu înseamnă cel puțin board. Nu avem board aici, nu are rost să... Ce să vedem? Greier. Nu are rost. Tradable pack-ul ăsta, resurse, contra player nu ne interesează. Avem un cat, nu avem ce să facem. Tricou de la Chelsea, poate valorează ceva. Hai că valorează, dacă e. E bine, nu o să-i dau discard. Ai, rămâi tu acolo. Santi Cazorla, da, bun, să sperăm că avem loc. Încă un Jumbo Premium Gold Pack. Ia să vedem. Din toate pack-urile astea, dacă ies cu un walkout, primul board, aia zic. Dacă e walkout din prima, e walkout, dar e UCL. Stai să vezi belea, că de obicei astea sunt trash. Cine e? Da. Tadic de 84. Eternul Tadic de 84. Da. E puțin de la animație acolo, ne-am învățat. Sperăm că la anul nu o să mai avem animație de walkout pentru jucători de 84. Hai că sperăm dacă e. Bun. Ai și cu voi sus, ăsta aici și e bun. Deci e bine, avem un jucător de 84, UCL, tradable. Am început destul de ok. Ia să vedem și pe aici, dacă din nou cel puțin board. Ia să vezi. Hai să vezi belea. De data asta e walkout, special card. Nu-mi dau seama ce ar putea să fie. Left back. E ok. E un team of the week de 88. Vertonghen. Bă, maș. Gata, ne-am atins targetul. Ce spuneam? Pachete modeste. Ăsta e un pack de 15.000. Nu aș vrea să greșesc. Vă rog să mă conectați în secțiunea de comentarii. Și e tradable. Păi așa da. Așa, dar cât faci tu, măi băiețași, tradable? 40 de coco, 40 de ca, băi, 40 de mii, sincer, nu e de aici de colo. Gata, le-am făcut, asta zic, frate. Gata, de acum putem să închidem episodul. Ok, dăm așa, să reușim să salvăm foarte multe dubluri. Foarte multe resurse, nu prea am la ce să le pun la treabă. Bun, din Jumbo Premium Gold Pack. Bine. M-am făcut bine că l-am păstrat pe clip și pe astea mici de 5.000 de... Oh, încă o dată, cel puțin bol. Hai, marș. Nu e walkout. Bă, sincer, la pack-ul ăsta, dacă nu e walkout, e ok. E rufie. E moșul bazic, mai bine zis. E moșul în FIFA, e rufie, 84. Deci 2 jucători de 84 și un 88 în form. Drop rate-ul e pe val. Electronic Arts cred că a decis acum pe final să ridice drop rate-ul, pentru că e diferență mare între ce prindem acum și ce am prins în perioada Team of the Season. Dar probabil că, na, e și normal așa. Cred că totuși pe perioada Team of the Season puteau ei să... Adică, na, să dea Ronaldo la toată lumea sau, dar puteau să mai umble puțin acolo. Ia să vedem. Am dat skip pentru că nu venea Domnișoara Maniu. Sniper finisher Anglia 2. Hai că vă trimitem și pe voi acolo sus. 65, deja 15 dubluri. What the fuck. Ok, pack-ul de 25, multe 25 ăsta, 35. Da, deci avem ceva pe cu importante. Hai să dăm în astea mici 2 players pack. Pack-uri, unele de la obiective și unele de la SBC-uri. Interesant că sunt unele SBC-uri, mă rog, cei de la Electronic Arts aruncă 2 pack-uri în joc. Bun, primul pack nu e ce trebuie. Hai să mergem la ălalant. De fapt, sunt mai multe aici, micuțe. Vreau să dau în toate astea 3. Turel, Gold, Play, Spec. Da. Bun, dau skip. Nu văd board, dau skip.
Mergem repede, 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 repede. Sincer, aș vrea să fac niște 82, 88 sau niște 81 plus. Probabil că o să fac pentru live-ul de joi, pentru că deja 24 de pack-uri pentru un episod cred că sunt suficiente. Și cred că puteam să fac câteva, să avem acolo 30. E ok, joi, joi, facem pentru joi, fără doar și poate. Ia să verific eu ceva aici. Da, e ok. Nu eram sigur dacă... Oh! Dubluri? Nu contează. Nu eram sigur dacă am lăsat sunetul, nu de alta, dar vorbeam singur, la pereți. Și moșul nu e obișnuit să vorbească la pereți. 2 gold, rare, bla 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 și... Wow, board din ăsta. Bine, hai că vine bordul, hai că nu vine walkout-ul. E totuși un board din Germania, fundaș, cea mai probabil tac. Tac de 83. Bun, resurse, e bine. Acum important e să nu-l avem dublură untradeable. E untradeable, dar nu e dublură. Bun, hai să mergem și la următoarele pack-uri. Ce mai vedem pe aici? Uite, astea sunt micuțe, dăm în ele și rămânem cu alea mai importante pe final. Mega pack, unul din mega pack-uri, dacă nu mă înșel, de la Marca Match-up, de fapt mă înșel. Și al doilea mega pack am făcut Real Madrid-ul. Deci am luat încă o dată ligile. Probabil că o să mă trimit încă o dată. Nu știu ce o să fac cu jucătorii. De fapt, nu știu. O să-i bag la un SBC sau ceva. Ia du-te tu aici, ca să nu mai aglomerăm. Bun, o dată și... Hai să ne luăm de grijă de astea mici, mici, mici. 1, 2, 3, da, cred că asta așa, asta premium și după aia rămân cu alea relativ mai mari. Din nou cel puțin board. Bun, un pack walkout. Bă, și ce modest, un pack extrem de modest. Walkout, Franța, fundaș de la Manchester City. Foarte bine la port de 87. Chiar bine, 87 la port. Resurse, deci două walkout-uri pe episodul de azi. Bine, și un UCL walkout, știi? Un walkout de la un fake walkout și e tradable. Ok, cât faci tu? Faci tu un 30 de mii? 30 de coco? Bă, știi ce? Am făcut 100 de coco azi. Am făcut 100 de coco azi. E bine, e bine, chiar e bine, chiar e ok. Un mix special, dar sincer, nici nu am mari, mari pretenții. Chiar nu am, chiar eu. După ce l-am prins pe Benyeder, nu mai am pretenții. Orice walkout e binevenit, tate, nu am pretenții la super jucători, pentru că, na, chiar nu. Să dea, să dea la băieții, deși pe final, acum, nu e același hype, la cine nu a prins. Nu o să mă repet, știți cum gândesc eu, odată ce ai dat la cineva un jucător important, în cazul meu Benyeder, ar trebui să te orientezi așa cu drop rate-uri spre alte conturi, spre conturi care nu au prins nimic tot anul. Așa voi de lucrurile. Bun, o să dau skip și la asta pentru că din păcate nici măcar board. Bun, și am rămas la pecole importante. Deja ok, deja ok. Două walkout-uri. Sincer, sunt mulțumit. Asta de unde e? Din Belgia. Hai totuși să-l verific așa. Să nu-i dau chiar discard. Băi, știi ce? Acum ar pun la vânzare. De fapt, nu. Trimite-o sus. 30 de locuri. 30 de locuri, 10 pecuri. Bă, la limit acolo cu locurile. Hai să vedem. Small, rare, gold, prize pack. Și rămânem doar cu pack-urile astea frumos colorate, frate. Frumos colorate și, băi, frate, nici măcar vor. Ce frumoase erau pack-urile astea. Pack-urile mele preferate anul trecut și plăteau extraordinar. Da, dar nu au umblat la pack-urile anul ăsta deloc. Donkey Kong, băi, știi ce? Ia duceți-vă voi așa. O să vă zic doar dacă văd campionate importante. Bun, și avem. Avem, ce avem? 4 megapack-uri și restul sunt premium de 25. Hai să mergem la astea de 25. Deci 5 de 25 și 4 de 35. Bun, primul, începem cu stângul, nu avem nici măcar board. Dăm skip, mergem mai departe. Hai, rapid, pac, 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 pac. Așa vreau să fac. Ce ai făcut, băbiță? Ce avem noi aici? Grecia, hai să te verific totuși și pe tine, să nu fac vreo, hai că 900, îl dau că 300, asta e, asta e, asta e, na, ce să-i facem, mai dăm discard, dacă tot este tradeable, mai facem câțiva coins, asta ca să nu umplu acolo lista aia, și pe numărul 2, din nou, nic, din nou nimic, straniu, 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 straniu. Îl avem pe Ducure, hai că l-avem dacă e, l-avem în tradeable, da, l-am salvat, ia să vedem pe Gomes, l-am salvat și pe el, Jonathan, o să verific pe Jonathan, da, ok, ar fi un 6700, Mantalos, hai, salut, ăsta, nu mai verific ce să mai vedeți, și avem și francezul să permite, ok, da,
Bine? Deci 225.000, nici măcar board. Am măcar un board, nu mai zic walkout, că deja am prins. Dar măcar un board din astea 3. De 25.000 și... Oh, primul board! Aia zic, vezi, se poate, dacă vrei poți. Și nu e walkout, e doar board. E din Spania, probabil e un inform. Left middle. Ok. 83, Joaquin de 83 inform. E bine, e bine, e bine. Sper să fie tradable. Sper să fie tradable, că am tradable la cineva să-l bag. Nu puneam la ce să-l bag. Și e tradable. Bine, mă, cât faci? Bine, probabil preț de discard. Opa, uite preț de discard. 18.000, 17.000. E bine, e bine, e bine. Pe vreme de secetă, hai mă și voi sus. Hai că poate n-ajung eu totuși la 100. Bun, încă două. Încă două, am cerut board, a venit. Astea sunt bombs. Dacă mai luăm un board de aici, nu mai zic walkout, deja e bonus. Pe cule astea, hai că luăm, dacă e skip. Skip. Hai că luăm, skip am dat, pentru că nu e nici măcar board. Și da, îmi dau seama de la ușă. Îl avem pe Ruri. Ok, trimitem la club, resurse, naiba să le ia, unde să le bag. Bun, hai să vedem, haide mă, hai că se mișcă bine și meniu. Premium Gold Player Spec, încă un pack de 25.000, era zi 45.000 și din nou, nici măcar board, o să dăm skip. Bun, deci din 5 de 25.000 am luat totuși un board inform. Nu e tocmai ok. Bine că l-am luat și pe ăla. Pastore. Te salut, Pastore. Sa. Hai mă să-i dăm lui Sa sus. Ia să vedem. Til. Atil, îl salutăm pe Til. Pe Zeca, îl salutăm și pe Zeca. Și pe Vasin. Vasin, îl salutăm și pe Vasin. Trimite și pe Silviu Lung la club. Și hai că Silviu Lung, dacă e 4 de 35.000. Haide mă. 4. Din asta mi-a dat un icon. Din asta mi-a dat un icon. Din mega pack-uri, cel puțin board. E, vezi, se poate. Oh, special card. Board ăsta special card. Ce naiba e? Nu știu, ce e? Left wing. Oh, nu cred. Bă, ce bine dă, mă. Sterling de 90. Hai, maș. Hai, pleacă, frate. E GG. E GG, frate. E GG. Tocmai ce vorbeam, mega pack icon. Nu e icon, dar nu e departe la preț de un icon pârlit. Și ok, e untradeable, e untradeable, e untradeable. Asta a păcat, păcat, dacă era tradable, cât făcea? Făcea un 80.000. Bun, cum era 80.000. Chiar și așa. Ia să văd dacă super sub, a 3 stele. 3 stele pe UFO, dacă era 4-4 era ok. 98 accelerație cu 92 sprint speed. Mă, nu ar fi rău ca super sub, pentru că are agility, are balance. Are 98, deci intră, chiar dacă intră în 6,2, rămâne 98, dai un boost acolo, ar putea fi, ar putea fi un super sub, oricum e untradeable, rămâne de văzut, e bine și așa, un jucător de 90, bine mă, 3 walkout-uri și un anchor, păi vezi, vezi Electronic Arts, dacă vrei, trebuie doar să vrei, poți. Quadrado l-am salvat, ia să vedem fundașul ăsta din Franța, nu, Gray, aici pe Gray. Bă, ăsta nici nu-l citesc, că nu știu cum se pronunță. Valdeș, cancel. I-am dat sau nu i-am dat lui Valdeș? Nici nu știu ce am făcut. Ok, bun. Chiar bine, chiar bine. Sterling de 90. Și mai avem încă. Ia să-i dăm în ăsta, că se atingea de la 3. Încă 3 de 35.000. E bine, e GG. Pe coponingul ăsta chiar e GG. Din păcate, nu avem nici măcar board, așa că o să dau eu skip. Chiar bine, bă, chiar la 3 de era. Era și mai bine, dar îl vindeam, pentru că nu am ce să fac cu el, mă gândeam la superstar, dar dacă stau bine și mă gândesc. Ok, echipa First Owner, ar putea intra acolo. Ok, ce avem aici, nu vreau să mă aglomerez, chiar nu. Mandanda, hai de sus, ia să vedem aici, cred că putem să-i salvăm pe toți. Da, hai să-i salvăm pe toți. Varis, Pintili și Santiago Bernabeu, nu știu cât face, de asta l-am dat așa. Face, oh! Nu face nimic. Trimite la club și mai avem încă două pack-uri. Ia să vedem. Mega pack și mega pack. Ok, cel puțin board. Bine. E chiar bine. Nu e o caute board. E bine și așa. E bine și așa. Brazilia. Și măcar 84-85. E Arturito. Nu e Arturito. Totuși nu e 80. Da, e Paulinho. Nu e 83. Asta vreau zic. 84, bine mă, vreo 3, 4 de 84, un 88, un 87, un 90, fie la untradeable, bine mă, hai că e bine, 24 de pack-uri, da, e drop rate-ul, fraților, ce să mai, diferență mare, ce, despre ce vorbim, la team of the season, umbra drop rate-ului de acum, chiar și așa e bine, bun,
Ultimul pack, fraților, mega pack. Cred că sunt cam multe 24, trebuie undeva la 20 pentru un pack, pentru un episod. Oh, cel puțin board, terminăm bine cu board și terminăm cu doar cu board. Nu, eu caut, e un inform totuși, e un board inform și bă, stai. Da, bun. Mă gândeam că mi-a dat încă o dată pe ăla, dar ăla era trebuie, nu era problemă. E Orisic de 82. Ah, nu putea să vină Orisic Team of the Season. E Orisic de 82 și e bine, sincer, sincer ok. Sincer chiar bine, chiar mulțumim. Câte, oh, și e și 3, bă. Cât face? Probabil preț de discard, nu mai mult, undeva la 12-13 mii. E ok, e bine. Sincer să fiu, am avut pack-uri mult mai importante și pack-uri până ringuri mult, mult, mult mai importante din care am ieșit fără bol. Fără board, deci tot așa, 20 de pack-uri, mult, mult mai importante, fără... Deci e clar ceva se întâmplă cu drop rate-ul, pentru că am prins 3 walkout-uri, jucători în form, jucători de 84, resurse importante la club, chiar e ok. Bun, fraților, cam atât pentru episodul de astăzi, ce să zic, Doamne ajută la toată lumea, măcar în perioada asta, mai strângem niște resurse, mai facem un SBC, mai facem una alta. Cam atât, cum spuneam, până data viitoare, peace!